Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Cred că dacă ar fi să vorbească și astăzi Iisus, poate ar repeta exact aceleași cuvinte și în dreptul nostru. Vă spun că nici în Biserica Pentecostală n-am găsit o credință atât de mare sau nici în Philadelphia Mansuie n-am găsit o credință atât de mare. Omul acesta a avut o credință mare. Și cred că putem în ziua aceasta să învățăm ceva de la el. Dumnezeu să ne ajute. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Evreii se considerau centrul pământului. Așa cum și noi, românii, suntem buricul pământului. Totul se învârte în jurul nostru. Noi suntem cei mai. Și atunci, tot ce era în jur, răsărit, apus, nord, sud, era undeva departe și erau la periferie. Ei totdeauna erau în centru. Și Domnul Iisus vine și le dă o palmă, cu alte cuvinte, spunând, vor veni alții pe care voi îi considerați departe. Și vor sta la masă, iar voi, cei din centrul pământului, universul întreg se învârte în jurul vostru, veți fi în întunericul de afară. Aici nu e vorba doar de credința pentru vindecare. Observăm aici, Domnul Iisus face o afirmație, când vorbește despre o credință atât de mare, nu face o afirmație, dar un om a crezut, a fost vindecat și a plecat mai departe. Nu. E vorba de o credință care determină veșnicia. E vorba de o credință care te pune alături de Avraam, de Isaac și de Iacov. Nu e vorba doar despre o credință, acum ne vom ruga pentru bolnavi și eu cred că Dumnezeu va vindeca, eu cred că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea. Nu e vorba doar despre rugăciune, ci e vorba de un destin veșnic. E vorba de ceva care trece dincolo de dimensiunea actuală a existenței noastre. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. În această dimineață, dacă Domnul ar rosti aceste cuvinte în dreptul tău, oarecare ar fi rezultatul? Gândește-te astăzi, dacă s-ar face după credința ta, dacă ți s-ar face după credința ta, care ar fi rezultatul? Ar fi asta o binecuvântare sau ar fi un blestem? Întotdeauna spun și repet și cu această ocazie, pentru că încă o dată cuvintele acestea confirmă mereu o ipoteză pe care o aduc în atenția voastră. Întotdeauna există partea noastră pe care trebuie să o facem. Și atât că Domnul Iisus vine și spune, facă-ți-se după credința ta. Întotdeauna este partea pe care tu trebuie să o faci. Întotdeauna este lucrul pe care tu îl pui în mijloc, pe care îl pui înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, se va face după credința ta. Nu se face după puterea lui Dumnezeu, nu se face după altceva. Dumnezeu intervine, Dumnezeu lucrează, El spune, omule, și tu trebuie să faci ceva. Și uite, în această zi vreau să-ți spun acest lucru, că lucrurile se vor face după credința ta, potrivit cu credința ta. Și de aceea noi vrem să ne rugăm pentru cei bolnavi, Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră, rugăciunea familiilor, a celor care vin înaintea Domnului și dorim pentru aceasta să avem o credință. Dar dincolo de credința pentru o rugăciune, pentru un bolnav, e vorba de o altă credință pe care eu o numesc credința adevărată, credința mare, care nu e doar un set de dogme, de crezuri. Credința nu e doar o chestiune de religie și nu ține atât de mult de religie, nu ține de tradiții, de datini, de etnie, de vârstă, de statut social, că unii așa cred. Cei mai în vârstă sunt mai credincioși, au credință, cei mai vechi, cei mai de o anumită etnie.
Și tot felul de opinii de felul acesta. Credința nu e nici măcar doar o convingere că Dumnezeu există, că lucrează, că are putere. Credința adevărată e ceva mai mult decât atât. Și în câteva cuvinte vreau să arăt ce înseamnă această credință adevărată. Ce face? Cum a lucrat credința adevărată în viața acestui om? Foarte simplu, un exemplu simplu, scurt, dar care o dă totodată profund pentru noi. În primul rând, credința adevărată te apropie de Dumnezeu. Sutașul acesta s-a apropiat de Iisus. S-a apropiat de Iisus. Cât de important este în viața asta să te apropii de Dumnezeu. Credința adevărată te apropie de Dumnezeu. Credința care te apropie de Dumnezeu. Trăim vremuri în care oamenii tot mai mult se depărtează de Dumnezeu, de valorile Lui, de principiile Lui, de cuvântul Lui, de casa Lui, de atâtea și atâtea lucruri. N-am timp acum să spun tot ce a făcut omul acesta, dar a zidit sinagoga, a avut o atitudine corectă față de Dumnezeu, față de Iisus, s-a apropiat de Dumnezeu. Credința adevărată, în al doilea rând, te determină să te rogi, chiar dacă ai autoritate, cum am auzit, nu impui, nu obligi. El n-a venit să poruncească, deși era poate cel mai important om din orașul acela, avea toată autoritatea, el nu s-a purtat ca un tiran, ci l-a rugat pe Iisus. Și a știut să se roage. În al treilea rând, credința adevărată te smerește, te cercetează. Observați, omul acesta nu îi spune, vino în casa mea, vino la mine acasă, nu. Ci spune, Doamne, am la mine acasă un rob la care țin foarte mult, vino să-l vindici. Domnul Iisus îi dă un răspuns care îl pune cumva la zid, îi spune, am să vin să-l tămăduiesc. Și spune, Doamne, îmi pare rău, dar nu pot să vii la mine acasă, pentru că eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Eu sunt neevreu, eu sunt păgân, îmi știu statutul, îmi știu cum mă priviți voi, evrei. Zi doar un cuvânt. Zi doar un cuvânt, te smerește. Nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu și zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Te cercetează, își dă seama acest om că nu poate să-L pună pe Iisus în dificultate. Credința adevărată nu-i va pune pe alții în dificultate. Nu va fi totul cum vrei tu, ci își dă seama. Sunt totuși anumite reguli și eu nu vreau să le încalc. Vreau să respect convingerea fiecăruia. El nu vine și îi critică, nu vorbește ironic, da? Voi evrei aveți asta și atunci... Nu, e un om care respectă. Pentru că în al patrulea rând, credința adevărată te educă. Când spui creștin, ar trebui să spui un om educat, civilizat, politicos, manierat. Un om care respectă, respectul pentru semeni, am auzit deja, respectul pentru robi, respectul pentru autoritate, eu sunt sub stăpânire. Un om care nu se crede cel mai, ci întotdeauna se așează sub stăpânire, sub autoritate. Nu e un răzvrătit, nu e unul care vrea ca toată lumea să facă cum zice el, el are dreptate, el e în centrul atenției, el e centrul pământului, el e centrul universului, toate sunt după chipul și asemănarea lui, nu. Credința adevărată te așează totdeauna sub autoritate. Întotdeauna credința adevărată te educă, îți arată care este respectul pentru semeni, pentru autoritate, pentru îndatoriri. Respecti pe alții, ești respectat. Respectul pentru cuvântul, da. De ce acest om a spus zi doar un cuvânt? Pentru că el știa ce înseamnă valoarea unui cuvânt. Nu-i trebuia o politică întreagă. Nu-i trebuiau mii de cuvinte. Pentru el era suficient un cuvânt. Știi ce m-a șocat pe mine și mă șochează? Nu știu, mie cred că mi-ar fi foarte greu să mă mut în România. Vorbeam cu cineva zilele acestea, am spus, e foarte greu în România să fii corect. Dar e foarte greu, cu oameni indiferenți și pocăiți și nepocăiți. Când mă duc, timpul este foarte limitat, foarte scurt, trebuie să ai programul foarte bine organizat și spui unea, ne întâlnim la ora 8.
la ora 9 mă întâlnesc cu altcineva, la ora 10 trebuie să fiu în altă parte, la ora 11 aici și ai un anumit program. Cea de la ora 8, normal, pentru el ora 8 e așa, calea română, adică poate fi și 10, că nu e nicio problemă. Și nu vine. Și din cauza lui și tu ești neserios că nu poți să mergi la ora 9 să te întâlnești cu celălalt. Și tot așa. Că oamenii n-au cuvânt, nici măcar nu-i interesat. A, bine, am spus așa, dar nu chiar. Vorbești cu cineva și îi spui, uite, mai ales dacă e vorba să nu spui în aceea zi, să spui, uite, săptămâna viitoare, la ora de, în ziua de, ne întâlnim, facem. Da, dar n-ai mai sunat, n-ai mai zis nimic. Adică, cum, eu îți scriu, îți spun la ora de, ne întâlnim, marți, aterizez, mă duc acolo, sunt acolo. Da, da, știi, trebuia, deci la român trebuie să le spui în fiecare zi. Ai grijă că marți ne întâlnim la ora 10 și mâine iar îl sun și trebuie să-i spui de 1000 de ori. Pentru el nu e suficient. Da, dar ai spus numai o dată. Ai spus, dar nu credeam că. De asta îmi place de omul ăsta. Omul ăsta parcă trăiește într-o altă lume, parcă este un extraterestru. Parcă nu trăiește printre oameni. Pentru el un cuvânt e de ajuns. El spune robului său, du-te. Și se duce, nu așteaptă, du-te, te rog frumos, 1000 de explicații, du-te și se duce. Dar și el la rândul lui, când cineva îi spune du-te, se duce, nu așteaptă explicații, nu așteaptă rugăminți, nu așteaptă, el lucrează într-un alt sistem. De asta Iisus se miră de el, de asta el este un exemplu de credință, un om care trăiește parcă într-o altă lume, într-un alt sistem de valori. Credința adevărată te educă să respecti semenii, să respecti autoritatea, să-ți respecti îndatoririle, să-ți respecti cuvântul. Și în al cincilea rând, credința adevărată te folosește. Te folosește ca model, ca exemplu pentru alții, ca mijlocitor. Omul acesta nu cerea pentru el. El n-a venit pentru că a spus, e cel mai bun rob, am nevoie neapărat de el, nu pentru el neapărat. El, spune o altă evanghelie, îl iubea, ținea foarte mult la el. Nu era un om egoist, el nu cerea doar pentru el, ca și cum i s-a stricat mașina, Doamne, mașina asta costă mult și te rog să mă ajuți. Asta era un rob atunci, însă pentru el nu era doar un rob, el îl respecta ca om, mult mai mult decât o făceau alții. Credința te folosește, întotdeauna credința nu te privește doar pe tine, credința nu-i doar pentru tine, tu și Dumnezeu. Cam așa este pentru cei mai mulți, în lumea asta egoistă, totul este doar eu și Dumnezeu, eu în pătrățica mea, eu cu problemele mele, eu cu necazul meu, eu cu banii mei, eu cu timpul meu, eu cu trupul meu, eu cu părerea mea, eu și atât. Omul acesta trăiește pentru alții, omul acesta se roagă pentru alții, omul acesta e de folos altora. Și asta o vedem când a zidit sinagoga, el n-avea voie să intre. Voi vă imaginați ce face omul ăsta? Cum adică să dai bani la sinagogă, într-o sinagogă în care tu nu ai voie nici măcar să intri? Dacă dăm bani la biserică, măcar în comitet să mă pună. Cum adică să nu cânt, cum adică să nu predic, eu care fac atâtea. Mă dați seama, omul acesta dă bani pentru sinagogă și el n-are voie să intre. Pentru că pentru el credința nu înseamnă eu și ale mele, eu și beneficiile mele, eu și avantajele mele, eu și câștigul meu, ci este altceva, credința nu e doar despre tine, a trăi pentru alții, ai ajuta pe alții, a te ruga pentru alții. De aceea Domnul Iisus s-a mirat de credința lui, o credință atât de mare. Pentru că o credință mare, o credință adevărată, te apropie de Dumnezeu, te apropie de Domnul Iisus Hristos, o credință adevărată te determină să te rogi, te împinge înspre rugăciune, nu mergi cu tupeu, cu aroganță, nu vii la Dumnezeu să-i poruncești, să-l șantajezi, să spui, Doamne, dacă îmi dai, eu fac, dacă nu-mi dai, păi gata, mă supăr, îmi iau jucăriile și plec. Să mai vezi tu sinagogi construite de mine. Credința adevărată te smerește,
te cercetează, vezi cine ești, îți dai seama că nu ești vrednic, e greu de auzit cuvântul ăsta. La evrei nu prea auzeai cuvântul ăsta, nu sunt vrednic, nu pentru ei, vrednic este, noi suntem vrednici, noi suntem cei mai, ceilalți sunt niște păcătoși, dar noi, Doamne, mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți, pentru că eu sunt vrednic. Pentru că eu am sinagoga, eu am templu, eu am rugăciunea, eu am ca tată pe Avram, eu sunt vrednic. Omul acesta rostește un cuvânt pe care din ce în cel mai puțin îl vom auzi. Eu nu sunt vrednic. Eu nu sunt vrednic. Și nu e doar un cuvânt spus așa, pentru că dă bine, sună bine. Era o realitate pe care o trăia acest om. Pentru că credința adevărată te smerește, te cercetează, credința adevărată te educă. Adevăratele valori, care nu sunt banii, care nu sunt hainele, care nu sunt casa și mașina și averile de orice fel ar fi, ci respectul pentru semeni, respectul pentru autoritate, respectul pentru îndatoririle care ai, respectul pentru cuvântul pe care l-ai dat. Credința adevărată te folosește ca model, ca exemplu pentru alții, ca mediator. Trăiești, crezi pentru alții, nu te privește doar pe tine. De aceea, cu aceste gânduri, să ne apropiem de rugăciunea pentru cei bolnavi, să afișăm cauzele care le aducem înaintea Domnului, cererile pe care le avem. Și e bine biserica, e bine noi creștinii să nu ne rugăm doar pentru noi, să nu ne rugăm doar când noi trecem prin necazuri, ci să ne rugăm pentru cei care suferă. Și lista este tot mai lungă. De aceea noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne apropiem de El, să ne rugăm Lui, dar mai ales când o facem pentru alții, credința noastră devine mare. Când ieșim noi din ecuația rugăciunii noastre, îi punem pe alții, ne rugăm Domnului Dumnezeu să asculte ruga noastră.